Stimați telespectatori, mai sunt 2 săptămâni până la începerea noului an școlar. Se discută în aceste zile despre pregătirile pentru începerea noului an școlar. În această perioadă de pregătiri, sau așa zise pregătiri, am auzit tot mai tare vocea Consiliului Național al Elevilor prin Rareș Voicu, președintele acestui Consiliu Național al Elevilor. A fost un bun prilej pentru mine, ca un om curios, să am un dialog cu domnul Rareș Voicu, elev, nu numai despre pregătirea anului școlar, cu asta o să începem, dar și despre ce este acest Consiliu Național al Elevilor. Am văzut că are și un site, chiar cu un anumit umor, e foarte activ, am înțeles. Bună ziua, domnule Rareș Voicu. Am înțeles că la un moment dat v-ați eliberat, ați devenit independenți de Ministerul Educației Naționale. Mi-a plăcut asta. Bună erați, ziua. Mă rog, erați Consiliul Național al Elevilor și vă numeau ei, da? Da, acum peste 10 ani de zile se întâmpla acest lucru, însă de ani buni, elevii reprezentanți din România sunt aleși în mod democratic, direct de către elevi. A trebuit să sărbătoriți independența, dobândirea independenței. Da. Vă rog, dacă vreți, eu pentru telespectatorul, pentru mine o scurtă prezentare. Sunteți elev, de unde și cum ați ajuns să fiți președintele Consiliului Național al Elevilor? Da, mă numesc Rareș Voicu, am 18 ani, sunt elev în clasa 12 la Liceul Teoretic Nicolae Iorga din Brăila. Sunt în Consiliul Elevilor din clasa 9, de când am intrat la liceu. Am devenit mai întâi președintele Consiliului Școlar al Elevilor din liceul meu, după aceea președintele Consiliului Județean al Elevilor din Brăila, ulterior vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor și acum președinte al Consiliului Național al Elevilor. Am urcat treptate în această structură. Am pornit, de fapt, de la bază, de la firul ierbii, cunoscând problemele care se confruntă colegii mei și am decis să mă implic în mișcarea de reprezentare pentru că am simțit nevoia să fac auzită vocea colegilor mei. Am impresia că sistemul educațional din România e unul care nu e foarte participativ, nu e deschis neapărat pentru a asculta opiniile, nevoile și interesele elevilor și am vrut ca printr-o contribuție proprie cât de mică să schimb acest lucru. Dacă mergeți tot așa, în curând o să ajungeți președintele României. Cine știe? Cine știe? Da, poți să știi, da. Da, sper să apuc acele zile. Haideți să vedem înainte de a discuta despre acest Consiliu Național. Mi-a spus că, da, trebuie să divulg aici, terminați unde dați anul, unde dați, la ce facultate? Fie la Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene în București, fie în afară la drept internațional. Îmi place foarte mult zona aceasta de relații internaționale și de drept european. Mă pasionează foarte mult de instituții europene. Mi se pare că avem așa o oportunitate foarte mare de învățare de când am intrat în Europeană, cât că avem o oportunitate foarte mare de a face schimburi de bune practici, de a învăța unii de la alții în spațiul european și cred că dreptul european ne oferă tocmai acest prilej de a face schimburi de bune practici în ceea administrative sau chiar și în diferite sisteme ale statelor, deci mi se pare foarte, foarte interesantă sfera aceasta. Părinții noastre ce sunt? Mai puteți spune o dată, vă rog? Ce sunt părinții noastre? Mama mea este psiholog și tatăl meu lucrează la o companie de transporturi, adică nu e nimic ieșit din comun neapărat. Nu sunt politicieni. Nu sunt nicio formă, n-am nicio legătură cu politica, da. Dar m-am învățat de mic atunci când tu simți că ceva nu este bine, trebuie să mergi mai departe. Aveți frați? Da, am un frate care acum este la facultate, e la agronomie și... Da. Să nu spuneți că el e șef la Consiliul Național al Studenților. Nu, ar fi fost asta. Numai dumneavoastră ați făcut asta. Părinții noastre ce spun? Nu spun să vă țineți de carte și să nu mai faceți. De fapt, faceți un fel de politică, da? N-aș numi eu chiar politică, dar
Adică e muncă de reprezentare, asta e clar. Noi, într-adevăr, avem tangențe cu politicul deseori, pentru că acolo se iau deciziile și important să fim prezenți acolo. Părinții mei, din surprinzător pentru bine la bun început, dar acum deja m-am obișnuit cu asta, nu mi-au spus să îmi văd neapărat doar de carte și să nu mă ocup de altceva, pentru că își dau seama și că aceste oportunități, această structură, de fapt, Consiliul Național al Elevilor și Consiliul Elevilor în general, la toate nivelurile, oferă elevilor o oportunitate foarte mare de dezvoltare. Pentru că suntem puși în diferite situații, că dialogăm cu primarul, că dialogăm cu ministrul educației, cu președintele României, suntem puși în diferite situații în care depindem competențe de comunicare, competențe de comunicare instituțională și mai departe, adică sunt lucruri pe care nu le învățăm în școală și care cu siguranță contribuie la formarea noastră ca și cetățeni cu drepturi depline. Poate fi aceste funcții, această activitate, o școală pentru politică de mai târziu? Poate fi un loc de formare, cu siguranță, dar aș spune mai degrabă în ceea ce privește practicile și modul în care funcționează statul român până la urmă, că noi avem tangențe și cu forul legislativ, cu parlamentul și cu executivul și cu puterea judecătorească mai puțin, dar lucrăm foarte, foarte mult la nivel național, la nivel macro, așa, cu autoritățile statului și cu siguranță poate să reprezinte o perioadă de formare pentru noi ca și persoane, indiferent dacă vom intra după aceea în politică sau nu. Eu momentan nu cred că voi intra în politică prea, prea curând. Ce putere are acest consiliu? E reglementat de o lege? Da, este un ordin de ministru, un ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Suntem o structură consultativă a ministerului, o structură oficial vorbind consultativă a Ministrului Educației și Cercetării și din acest motiv, într-adevăr, cum spunea și la început, multă lume spune că am fi subordonați într-un fel sau altul, dar nu e adevărat. Adică, dacă urmăriți activitatea noastră, cred că 3/4 pozițiile noastre sunt uneori împotriva a ceea ce spun reprezentanții ministerului, adică atunci când vedem că ceva nu este corect și că ceva nu merge bine, nu ne este teamă sub nicio formă să sancționăm și facem asta foarte des. Și atunci când putem lucra împreună cu ministerul, o facem cu toată deschiderea. În ultima perioadă ați criticat felul în care administrează guvernul Orban începerea noului an școlar. Nu ați riscat acuzațiile că faceți politică? Ni s-a spus din repetate rânduri că suntem, am primit personal acuze cum că am fi PSD-ști sau că am fi cu alte partide, dar dacă cineva are răbdare să urmărească activitatea noastră sau să meargă mai departe de 9 octombrie 2019, când a fost numit guvernul Orban, atunci când era în funcție guvernul Dăncilă, care era de o altă culoare politică, ar putea să vadă că am avut aceleași reacții vehemente și atunci când guvernul Dăncilă făcea lucruri greșite. La fel cum am avut și acum, adică nu ținem cont de culoarea politică, ci pur și simplu ne interesează ca interesele colegilor noștri și ale elevilor din România în general să fie reprezentate așa cum se cuvine. Există o problemă la un moment dat cu profesori, cadre didactice, care spune de când și până când trebuie să dialogăm noi cu elevii. Mai există mentalitatea asta? Nu mai sunt foarte, foarte mulți profesori care gândesc așa, dar sunt. Adică mai există și în continuare. Am observat această atitudine mai ales din partea autorităților, a persoanelor aflate în funcții cheie. Profesorii, în general, încep să înțeleagă importanța dialogului între elevi și profesori, pentru că, în viziunea mea cel puțin, un act educațional de calitate nu poate să aibă loc fără o colaborare, de facto, și o comunicare constantă între elevi și cadrul didactic. În schimb, unde încă întâlnim provocări, este în relația cu autoritățile și cu oamenii din funcții cheie, fie că sunt de la un director de școală și până la secretar de stat din ministere. Adică încă nu avem împământenit această cultură a participării tinerilor și copiilor și elevilor la luarea deciziilor. În ceea faptului că, dacă stăm să ne gândim un pic, a lua decizii fără să consulți beneficiarii direct e contraintuitiv, pentru că tu pentru ei faci acel act normativ. De presupunem că bănuiam că a existat atitudine de genul de când și până când îmi dictează mie un mucos, nu-i așa? Fără perdea, ați spus-o și cred că e nevoie de asta. Da, am întâlnit și astfel de atitudini, nu neapărat explicite, dar așa tacit cumva am sesizat acest lucru. Poate pentru că în unele comisii sau conferințe nu suntem ascultați neapărat, sau poate pentru că suntem lăsați să vorbim ultimii. Lucrurile astea care nu se spun cu voce tare, dar pe care le sesizezi în timp.
Da, eu am aici și comentariile celor care se uită în direct. Liliana Condurache zice că dacă toți copiii, vă consideră copil, ar fi responsabili și implicați, altfel ar arăta țara asta, zice. Mă rog, e și cineva care bănuiesc eroate. Ce spune că nu vorbiți mult, nu spuneți nimic, ca un politician. Eu nu cred, îmi pare rău. Adică dacă vorbeați ca un politician, vă întrerup. Am nicio grijă. Haideți, după ce când o să ne întoarcem la acest Consiliu Național al Elevilor, haideți să vedem, ați dat astăzi un comunicat, că am văzut că e dat în presă. Da, da. Bun. Eu o să citesc din el și dumneavoastră o să le explicați pe larg. Ați fost și aseară la Radio România Actualități, la Maria Țoghină și ați spus punctul de vedere. Spuneți așa. La mai puțin de 2 săptămâni până la începerea cursurilor, statul român nu e nici pe departe pregătit pentru deschiderea anului școlar. Sarcina de a achiziționa materiale de protecție. Explicați dumneavoastră de ce nu e pregătit. Spuneți, eu sunt gata să-mi notez. Spuneți aici în comunicat, dar vreau să știe și telespectatorii. Da, da, am mers pe mai multe paliere pe care am analizat de fapt cât de pregătite sau de fapt capacitatea statului român de a începe școala. Și când spun statul român nu mă refer doar la guvernul României, mă refer la toate autoritățile publice, fie că sunt la nivel local sau la nivel central. Și ne-am focusat foarte mult pe mai multe arii de interes, și anume în primul rând asigurarea evident, a măsurilor de protecție în școală și măsuri de protecție ce înseamnă? Distanțare fizică, vorbim despre materiale de protecție în școală, măști, mănuși și așa mai departe și foarte important, un aspect care este dat la o parte de foarte multe ori, știm cu toții că pare cea mai eficientă măsură de combatere, cea mai accesibilă, de fapt, măsură de combatere a virusului, este spălatul pe mâini. Însă avem școli în România care nu dețin, de fapt, infrastructură sanitară de bază, adică fie nu sunt racordate la apă, fie nu au săpun și hârtie igienică la toaletă. Fie nu au apă caldă. Fie nu au apă caldă, exact, exact. Și am atras atenția asupra acestor lucruri de ordin logistic, până la urmă, dar care pot pune, dar a căror absență poate pune în pericol viața noastră și a colegilor noștri, pentru că aici nu mai e vorba despre o reformă în învățământ care nu are un fundament sau altele asemenea. Nu, e vorba despre viața noastră, a elevilor și a familiilor noastre. Adică asta e în joc. La fel, foarte important, pentru că știm din teritoriu că vor fi foarte multe, nu foarte multe, vor fi multe școli care vor începe fie în sistem hibrid, fie în sistem exclusiv online și știm cu toții că pe perioada stării de urgență mulți elevi nu au acces la internet. A devenit deja un lucru bine cunoscut de către noi toți și o analiză realizată de către Ministerul Educației și Cercetării ne-a spus că 250.000 de elevi nu au acces la internet. Ori câteva săptămâni mai târziu, o analiză făcută de către Institutul Român pentru Evaluare și Strategie ne-a spus că de fapt sunt 900.000 de elevi care nu au acces la internet. Adică autoritățile statului au pierdut pe drum 650.000 de elevi și asta este, dacă stăm să ne gândim, în ceea ce privește capacitatea statului de a cartografia aceste situații în teritoriu, e alarmant. Motiv pentru care ne-am solicitat de la bun început achiziționarea refacerea analizei de către Ministerul Educației și Cercetării și achiziționarea device-urilor în baza acestei analize pentru elevii care nu beneficiază de device-uri. A fost dată și o lege în acest sens, avem legea 109/2020, care de fapt obligă Ministerul Educației și Cercetării să cumpere aceste device-uri pentru orice elev sau profesor care le solicită. Acum, pentru a fi și chipzuiți cu resursele pe care le avem, cred că e important ca elevii care nu au posibilitatea și nu au acces la internet să aibă parte de aceste device-uri în contextul de față, când suntem constrânși de resursa financiară. Adică eu, de exemplu, care am acces la internet, că sunt privilegiat și sunt norocos pentru că am acces la internet și am acces la resurse educaționale online, eu, de exemplu, nu voi solicita un device, pentru că nu, dacă eu solicita un device, e posibil ca un alt elev care are disperată nevoie de el să fie privat de acest acces la internet. Și în ultimul rând, școlile din România sunt evaluate după niște criterii de performanță. Ne-am solicitat modificarea, revizuirea acestor criterii de performanță, astfel încât să fie acordate la contextul actual. Vorbim despre criterii privind asigurarea serviciilor medicale în școală, despre spațiile școlare, despre pregătirea profesională a profesorilor și așa mai departe. Adică redefinim ce înseamnă școala practic în aceste luni și e important ca evaluarea performanței școlilor să fie făcută după noile standarde. Bun, hai să o luăm, cum se spune așa, chipzuit. Avem prima dată problema măsurilor de protecție. S-au stabilit, dumneavoastră sunteți în realitatea vieții.
ați primit, s-au primit, școlile au primit aceste măsuri? Le-au primit astăzi, au ieșit cei doi miniștri, ministrul Educației și Ministrul Sănătății, să anunțe într-un final ordinul comun la care lucrează de aproximativ 2 luni. Da. Acum 10 zile a fost, de fapt nu mai mult de 10 zile, a fost pus în dezbatere publică acest ordin, în contextul în care noi am solicitat și tot solicitam în continuu de la începutul lunii august publicarea de urgență a acestor norme, pentru că, bun, descentralizăm decizia, dar e foarte important, ținând cont de faptul că sistemul educațional în România încă e unul foarte centralizat și multe decizii încă se iau la nivel central și școlile, de fapt, nu au această capacitate să ia decizii în mod descentralizat, complet, și să aibă această autonomie, pentru că nimeni nu le-a învățat cum până acum. Adică toate deciziile sunt la nivel central și eventual directorii puteau... Deci prima observație a noastră e faptul că au trecut la o descentralizare bruscă într-o realitate unde școlile nu sunt obișnuite cu asta. Exact, exact. E un exercițiu foarte periculos, adică să le oferi școlilor aceste atribuții fără să le oferi, bun, decizia la nivel local, am salutat asta, sunt complet de acord, că e în funcție de contextul local, dar să nu le oferi un cadru general sau niște direcții strategice este foarte periculos, pentru că, din nou, managerii, directorii școlilor și unităților de învățământ în general nu au mai avut până acum tangențe cu astfel de atribuții sau cu astfel cu... o decizie atât de importantă pe care trebuie să o ia pentru toți elevii școlii. Bun, deci mai avem 2 săptămâni, de-abia acum, astăzi, știu școlile ce să facă, nu-i așa? Da, practic, de fapt, teoretic știu ce să facă, pentru că, în practică, școlile vor afla concret scenariul în care sunt plasate pe 10 septembrie. Stați, lămuriți-mă. Deci, vor afla în ce zonă sunt? Vor afla în ce... cum vor începe școala? Da, adică ăla, semaforul. Da, deci, semaforul de 10, da. Deci, dacă dumneavoastră ați fi director de școală, acum n-ați ști ce să faceți, că nu știți încă dacă sunteți în verde, în galben sau în roșu. Exact. Așa? Adică, și să ținem minte un lucru, un aspect foarte important. 10 pică joi, 11 e vineri, 12 și 13 sunt zile nelucrătoare pentru că e weekend și 14 luni începe școala. Adică, practic, directorii au 2 zile la dispoziție să pregătească pentru începerea anului școlar în condiții speciale. Uitați un pic că pregătirea presupune și niște, am înțeles, modificări, scoateri de dulapuri. Exact, exact. Păi și cum, de ce numai pe 10? Pentru că autoritățile au spus că, asta am întrebat și noi, de ce tocmai pe 10 septembrie să face această clasificare și ni s-a spus că trebuie să fie cât mai aproape de data începerii cursurilor pentru a avea date epidemiologice la zi. Asta ar fi raționamentul. Însă noi am considerat că niște măsuri sanitare de bază pot fi date o lună sau chiar mai mult înainte, pentru că măsurile sanitare nu se schimbă, adică distanțarea rămâne aceeași, dezinfectantul rămâne același, dar nu au primit aceste măsuri în teritoriu. Cât timp ar dumneavoastră? Deci ce ar însemna, să spunem că de-abia pe 10 directorii află în ce, dacă sunt pe verde, pe roșu și astea, da? Da. Dacă sunt verde, ce ar trebui să facă ei imediat? Să se modifice băncile, nu știu, nu mai țin minte. Nu, da, am da, uitat da, de da. Când eram la școală, vă rog. Da, da, ar trebui să modifice distanța dintre bănci, de fapt, pentru a putea să asigure acea distanță minimă de 1 metru între bănci, lucru care e aproape imposibil în multe cazuri, mai ales în mediul urban, acolo unde clasele au peste 25 de elevi, au 28, 30, în cazul chiar 35 de elevi în clasă, deci aproape imposibilă, realist vorbind, o distanțare fizică între elevi în sala de clasă. Acolo unde nu este posibilă distanțarea, guvernul a spus că școlile sau, mă rog, prin Consiliul Local vor achiziționa panouri de plexiglas. Dar, din nou, nu au pus la dispoziție și resursa financiară pentru achiziționarea acestor panouri de plexiglas. Pentru că dacă nu ai banii necesari, nu ai cum să le cumperi. Dacă, să spunem, că ai banii necesari, poți demara acest proces de achiziție publică. Însă achiziția publică, după cum sunt convins că știți, durează. Vreau să fac o observație, un comunicat foarte importantă. S-a descentralizat la autoritățile locale, dar nu li s-au dat și banii, nu-i așa? Exact. Exact. Explicați-ne cum. Practic este o încălcare a principiului autonomiei locale, pentru că dacă tu, ca guvern, ca autoritate centrală, oferi o responsabilitate, dai o responsabilitate autorității locale, dar nu îi oferi resursa financiară, resursa bugetară de unde să ia, ca să-și poată îndeplini atribuțiile până la urmă, atunci se numește că încalci principiul autonomiei locale. Și tocmai asta s-a întâmplat. Nu în mod direct, nu în mod vădit, pentru că guvernul a spus, cumpărați voi ce aveți de cumpărat și după aceea vă decontăm noi. Ce n-a spus guvernul este că perioada de depunere a cererilor pentru decontare începe în decembrie.
Păi și până atunci unde au ăștia bani? Că sunt primării care sunt pe falimentare. Păi nu au. Aici apare problema, de fapt, prin începerea anului școlar, pentru că majoritatea primăriilor nu au resursa financiară, pentru că mai au și alte cheltuieli, adică începutul anului școlar nu e singura lor grijă. Acum, eu nu vreau să fiu avocatul diavolului, să le iau apărarea... Da, am înțeles, dar au și alegeri. Da, și alte, adică alte griji la nivel local, sănătatea, care e foarte importantă, și altele asemenea. Dar și noi așteptăm, de fapt... Soluția optimă în momentul de față ar fi modificarea calendarului de contare, astfel încât sau poate chiar să le dea banii direct după necesitate. Deci mecanisme cum se arată aia cu plexiglas, explicați-mi. Practic să fie la școală. Deci sunt niște bănci, cum ele unde se așează? Unde se așează? Pereți? Da, deci practic este o bancă și în jurul băncii să fie montate panouri de plexiglas, astfel încât elevii să nu aibă contact unul cu altul. Păi stați un pic, ăla costă. Da, costă și trebuie și montat. Adică ai nevoie și de resursă umană, de meseriași. De... A, să fiți așa ca la caserie. Da, ceva de genul ăsta, ca la ghișeu. Dar stați alături în bancă. Nu. Deci, de fapt, depinde. Explicați-mi concret cum va arăta școala în pandemie, o sală de clasă. Deci dacă va fi posibilă distanțarea fizică de un metru, din câte am înțeles, nu vor fi posibile și panouri de plexiglas. Dacă nu va fi posibilă distanțarea de un metru, se va încerca într-o oarecare măsură distanțarea, dar vor fi puse și panouri de plexiglas pentru a asigura... Deci oricum erați până acum și dați doi în bancă, nu mă pricep. În unele cazuri, da. De exemplu, eu la mine în clasă stăteam câte doi în bancă alături de colegii mei, dar e posibil ca de acum încolo acest lucru să nu se mai întâmple. Sau se întâmple, dar din nou cu acele panouri de plexiglas. Păi și vor fi și între noastră? Adică stați în bancă despărțiți? Asta nu știu să vă spun. Nu mai puteți copia. Da, vor fi transparente. Da, corect. Stați că vreau, nu că știți ce se întâmplă? Toate aceste planuri ale guvernului sunt formate pe hârtie. Dacă ne ajunge în realitate, descoperi că, de exemplu, într-adevăr stă unul în bancă, da? Dar nu mai aveți atâtea bănci într-o clasă, că sălile sunt aceleași, nu e așa? Da, clar. Adică și asta a fost o mare problemă, faptul că infrastructura școlară nu e de fapt adaptată și spațiile școlare, sălile de clasă, nu sunt de fapt adaptate la gerințele actualei situații. Adică noi am propus și poate și a chestiunea unor spații modulare de învățare care să fie amplasate în curtea unității de învățământ, evident, cu toate condițiile necesare, dar care să permită distanțarea fizică a elevilor. Evident, scenariul cel mai posibil sau cel mai probabil, de fapt, pentru aceste școli în care distanțarea nu este posibilă și nici chestiunea de panouri plexiglas, învățarea hibrid, cu jumătate de elevi acasă, jumătate la școală, doar că aici apare o altă problemă de infrastructură și nume cum transmiți tu, de fapt, ca școală, cursurile online. Adică în regim alternativ, pentru că profesorul predă în sala de clasă, însă ai și elevi care stau acasă. Stai, cum adică? Deci aveți o oră, da? Geografie, da? Da. În sală sunt în clasă jumătate și jumătate stă și se uită cum? De acasă. La cum predă profesorul. Da, teoretic așa ar trebui să fie. Să existe în fiecare sală de clasă camere care să poată să transmită live lecția din sala de clasă. Păi și stați un pic, când vă întreabă domn profesorul, luați în sală ridicați. Ei ridică și de acasă, da? Da, teoretic da. Poți să chiulești online? Bănuiesc că e posibil. Eu personal n-am încercat. Da, dar vă întreabă cineva, sunteți elev, cum va arăta potrivit normelor, că le știți, cum arăta o zi din viața unui elev? Adunați-vă, spuneți. Deci, vă duceți la școală, dumneavoastră distanța e mare, ai povestiți-mi așa, ca să știm și noi ăștia mai în vârstă. Da, ne vom trezi de dimineață ca și până acum. Vom merge sau nu cu mijloacele de transport în comun. Pentru deci a căzut povestea cu declarația pe propria răspundere, da? Da. Nu am fi. Nu vă mai verifică temperatura părinții? Nu, părinții nu, deși în școală ar fi necesar ca un cadru medical să ia temperatura elevilor. Deci hai să o luăm așa, practic. Bă, vă duceți, vă puneți masca și mergeți în mijloace. O puneți deja de acasă, da? Da. Bun, la școală unde? Că am înțeles ceva, era ceva complicat, că la poartă, nu știu ce faceți. Concret, spuneți. Din câte am înțeles și noi vor fi făcute circuite în școală, în baza cărora, adică, care vor ghida elevii, de fapt, să nu intre și să iasă pe aceeași ușă, vor fi intrări și ieșiri diferite. Însă,
În ceea ce privește modul în care va arăta efectiv o zi de curs, propunerea Ministerului Educației și Cercetării ar fi ca elevii, să, de fapt o clasă de elevi, să nu schimbe mai mult de 3 profesori pe zi. Păi da, n-aveți ore! Păi ba da, dar practic să nu fie făcute, adică asta cum s-ar concretiza de fapt pentru elevi? În 3 materii, aceeași materie să fie predată de-a lungul, de fapt 3 aceleași materii să fie predate de-a lungul unei întregi zile. Înseamnă că vă schimbați programa. Stați un pic că nu înțeleg nimic. Sau vor fi, exact. Practic... Adică nu ori să mai aveți română, geografie, matematică, ci numai română 3 ore. Română 3 ore, geografie 2 ore și adică maxim 3 profesori în sala de clasă pe zi. Asta ar fi propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Da, știu, așa am reacționat și noi, pentru că asta... Da, ce balamuc, stați un pic că eu nu mai înțeleg nimic. Da, păi e profesorii. Da, așa am spus și noi, pentru că ideea de bază este că elevii vor face doar, adică vor putea face doar 3 materii pe zi, conform indicațiilor Ministerului Educației și Cercetării, adică să nu intre foarte mulți profesori diferiți în sala de clasă. Asta ar fi raționamentul din spatele acestei măsuri. Dar, din nou, impactul, în primul rând, psihologic asupra elevii e unul foarte mare, pentru că să faci aceeași materie 3 ore pe zi e obositor, mai ales în contextul în care mulți profesori nu fac neapărat o diferență clară între orele de teorie și orele de practică aplicată. Asta unul și, evident, cum a spus dumneavoastră, programa și planurile cadru, adică va fi planificarea va fi dată complet peste cap, planificarea curriculară. Un telespectator se îndoiește că sunteți elev. Elev? Sunt elev de 12 ani, acum am intrat în clasa 12-a, am 18 ani, sunt elev la Liceul Teoretic Nicolae Iorga Brăila, la Profil Științe Sociale. Da. Spuneți-mi, apropo de asta, profesorii dumneavoastră știu că sunteți șef? Da. Sunt intimidați? Nu. Adică eu niciodată n-am abordat această atitudine în vreun fel diferită sau superioară sau așa, pentru că eu cred, v-am spus, în comunicare. Adică nu... Cred că sunt cu ceva mai bun decât colegii mei sau decât oricine altcineva din școală, doar pentru că am o funcție de reprezentare, până la urmă. Da, adică înainte de a reveni la acest... O curiozitate, Consiliul acesta, aveți sediu, e o instituție, aveți secretară, aveți mașină? Nu avem nici sediu, nici mașină. Avem, într-adevăr, în biroul executiv, avem 2 secretari. Un secretar executiv al departamentului... Nu, eu mă referam la secretară care vă face cafele. Nu suntem, adică lumea spune că suntem finanțați de la bugetul de stat și așa este, dar doar pentru unele evenimente pe care le organizăm de 2 ori pe an. Și la aceste evenimente, noi, în general, ca să faceți o idee așa, doar ca exemplu, masa o găsim pentru un participant pe întreaga zi cu în jur de 5-6 lei, pentru întreaga zi 2 mese. Adică mi s-a mai spus în unele cazuri că de fapt noi suntem finanțați la bugetul de stat și facem nu știu ce cu banii, dar de fapt noi nu avem... Nu aveți salariu. Sub nicio formă, nu. Nu aveți șofer, nu aveți mașină și nu aveți secretară. Da. Nu, sub nicio formă. Tot ce facem este voluntar și facem pentru că din pasiune, de fapt. Pentru cum au loc alegerile? A fost anul acesta, a fost. Da. Alegerile au loc anual la toate cele 3 niveluri, la Consiliul Școlar al Elevilor, Consiliul Județean al Elevilor și Consiliul Național al Elevilor. La nivel școlar, biroul executiv este ales de către toți elevii din unitatea de învățământ, președinte, vicepreședinte și secretar. După aceea, președintele face parte din adunarea generală a Consiliului Județean al Elevilor. Adunarea generală a Consiliului Județean al Elevilor alege biroul executiv al Consiliului Județean al Elevilor, adică președinte, vicepreședinte și secretar. Și după aceea, președintele fiecărui Consiliu Județean al Elevilor face parte din adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor, care ulterior alege biroul executiv al Consiliului Național. Adică e o structură piramidală. Plecăm cu un mandat direct din partea elevilor care ne votează. Da, vă întreabă cineva cum v-ați făcut campanie. V-ați făcut campanie electorală? La nivel, acum 3 ani când am plecat la nivel școlar, da, am pus afișe prin școală, cu un îndemn la adresa colegilor mei să mă voteze, dar la nivel județean și la nivel național nu am făcut campanie electorală. Și de ce v-au votat pe noastră? Pentru că am prezentat idei pentru mandatul în curs, am avut o strategie de candidatură și un plan de acțiune, un CV. Practic, asta a conținut dosarul nostru de candidatură, o declarație de neapartenență politică foarte important și am prezentat, noi alegerile au loc prin vot secret, în urma susținerii discursului de candidatură. Practic, fiecare candidat în parte susține o prezentare. Asta online ați făcut, da? Da. Sunt disponibile pe pagina noastră de Facebook toate discursurile de anul acesta.
Da, aveți un site foarte bun și chiar cu așa cu umor. Mi-a plăcut că ați fost la un moment dat o adunare generală într-un autobuz, povestiți. Da. De fapt, prima adunare generală pe care am făcut-o a avut loc într-un autobuz la Căciulata. Așa ne-am fondat noi. Da. Înaintea dumneavoastră, da, mandatul e limitat la dumneavoastră sau dumneavoastră ați răsturnat-o pe fosta șefă? Nu, ei s-a încheiat mandatul pentru că nu a mai fost elevă. Adică ea și-a încheiat... Nu e timp, e de elevă. Mandatul este de 2 ani. Ea a candidat în clasa 11 și în clasa 12 a încheiat mandatul. Adică pentru că nu a mai fost elevă. Deci să vă încheiați mandatul. Da, la anul da, am încheiat și eu mandatul, că nu mai sunt elev, nu mai sunt elev reprezentant, automat. Dar dacă poți să fii din clasa 8 și să fii și președinte? Nu, din clasa 8, dar din clasa 9, începând cu clasa 9. Deci poți să fii vreo 3 ani. Da. Eu chiar am fost din clasa 9 până la 12, am fost fie în Consiliul Școlar al Elevilor, fie în Consiliul Județean al Elevilor și acum în Consiliul Național. De punct de vedere legal, aveți putere de a fi ascultați? Da, v-am spus, noi suntem practic legal vorbind, suntem o structură consultativă a Ministerului Educației și Cercetării, dar acest atribut, de fapt, acum are un rol simbolic cumva, pentru că noi ieșim în spațiul public cu poziții și cu solicitări și cu propuneri pentru decidenți și nu mai mergem doar către Ministerul Educației și Cercetării, ci ieșim cu poziții în spațiul public. Adică am devenit un actor în sistemul educațional care reprezintă cu adevărat vocea elevilor. Da, eu de am glumit la început, dar chiar așa este. S-a înființat în 99? Când a început? Primele forme de reprezentare, da, au apărut în 99. Și la început, 2006-2009, depindeați de Ministerul Educației Naționale, vă numeau ei. Da. Și cum v-ați câștigat independența? Prin negocieri purtate cu armele. Cu argumente, de fapt. Da. Practic, de la bun început, noi am fost înființați, structura noastră a fost înființată prin ordin de ministru și treptat am negociat alți termeni cu Ministerul Educației și Cercetării pentru a democratiza pe cât posibil acest proces la nivel intern și pentru a crește, de fapt, standardele democratice ale structurii noastre. Da, mai cineva care a intrat mai târziu, toată întreba ce sunt părinții noastre, oameni... Simple, nu sunt politicieni nici într-un caz. Sub nicio formă. Și nu am rude de politicieni. Da. Spuneți-mi, hai să vedem din acest comunicat. Hai să ajungem, deci oricum n-am înțeles cum veți face noastră la școală, oricum asta cu plexiglasul trebuie pusă. Și cine o cumpără, școala sau primăria? Că e primăria. Cam costă. Ea trebuie să o instaleze. Da, primăria cumpără și școala trebuie să instaleze. Păi de pe data de 10 sau deja? Se pregătește ceva la școală? La ora actuală se face cioca-boca pe acolo? În momentul de față, din câte știu, școlile fac anumite pregătiri, dar nu cred că la momentul de față cu panouri de plexiglas, pentru că, din nou, multe dintre ele nu au banii necesari să cumpere aceste panouri. Dar se fac pregătiri minimale, precum, din nou, stabilirea acelor circuite în școală, pe unde să circule elevii, pe unde să intre, pe unde dar să... Cu toaleta n-am înțeles, eu n-am înțeles nimic din regulamentul ăsta. Vă duceți cu profesoara, n-am înțeles. Nu știam că... Nu zice că la toaletă, nu știu, va fi așa ca la trenuri, adică la circuit cum? Dacă dumneavoastră vedeți colegii, mergeți unii pe un șir și alții pe alt șir, nu-i așa? Da, în funcție de niște... Ați văzut în supermarketuri și în spațiile publice... Păi stați un pic că sunteți la școală, nu la supermarket. Da, în spațiile publice, în general... Aveți voie să vă salutați. Doar... Aveți voie să dați mâna? Nu. Nu, contactul fizic nu e permis, nici îmbrățișările și altele asemenea. Dar vă spuneam, de exemplu, ca exemplu supermarket sau orice alt spațiu public, ca exemplu de delimitare al acelor trasee cu sensuri de mers. Deci așa vor fi și... Deci tot școala trebuie să facă acum să muncească din greu la școală. Da, clar, pentru a delimita acele trasee. Și mască e obligatorie? Mască e obligatorie în școală, dar și noi am susținut la bun început această măsură, pentru că vedem pe măsură ce ne apropie începerea anului școlar, că de fapt școlile nu au infrastructura din nou necesară pentru a asigura distanța, așa că purtarea măștii e o condiție sine qua non, pentru a asigura măcar un minim de siguranță. A fost o discuție în legătură ca să vă dea măști sau nu?
Da, de fapt a fost un angajament din partea guvernului Orban în luna aprilie, însă nu a fost onorat nici până la acest punct. Au pasat această responsabilitate autorităților locale. Din nou, ce spuneam mai devreme, de acele decontări care vor avea loc în luna decembrie, se aplică și pentru materiale de protecție, măști, mânuși, dezinfectanți și așa mai departe. Asta înseamnă, e obligatoriu, o mască e o dată, una pe zi? Masca ar trebui să fie schimbată de mai multe ori pe zi, de trei ori pe zi. Asta, cum plecați cu trei măști la noastră? Conform recomandărilor autorităților, așa ar trebui să fie, să fie schimbată de mai multe ori pe zi. Păi de unde aveți bani? Că unii dintre noastre, totuși, părinții, e o investiție, nu-i așa? Cu siguranță, cu siguranță. Și tocmai de ce am solicitat achiziunea acestora de către statul român pentru elevii care nu au posibilități financiare, pentru că e vorba de o discriminare aici, dacă unii elevi au și alții nu. Ar mai fi poate și o soluție utilizarea acestor măști din material textil, dar care să fie evident omologate și aprobate și să fie în siguranță, adică măsuri se pot găsi, dar e foarte important să fie actori responsabili la nivel local care să ia aceste măsuri alături de elevi și părinți. A rămas prevederea că vă procedura că vă verifică temperatura? Din câte știu, la momentul de față nu se mai ia temperatura la intrarea în școală, din câte știu, dar nu vreau să fiu foarte categoric aici, dar cred că ar fi important ca această măsură, orice măsură de protecție în plus în punctul acesta, cred că e binevenită. Deci, dumneavoastră, ce pledați dumneavoastră și Consiliul Național pentru, adică aveți obiecții în legătură cu măsurile de protecție care nu se iau sau cu calitatea învățământului, că la un moment dat amândouă sunt o problemă. Adică ce vă temeți mai tare, că nu o să învățați sau că o să vă îmbolnăviți? Păi, practic, cred că sunt interdependente, în sensul în care, evident, că nu putem avea educație punct pentru foarte mulți dintre noi fără măsuri de protecție, pentru că, pur și simplu, foarte franc, ne vom îmbolnăvi și vom fi nevoiți să stăm acasă și nu vom avea loc procese educaționale, asta e clar. Dar în același timp nu trebuie să facem școală doar de dragul de a o face, ci avem nevoie de un act educațional de calitate, pentru că mulți dintre noi în această perioadă am scăpat din vedere, în această fugă pentru începerea anului școlar, am scăpat din vedere și calitatea actului educațional. Și tocmai de aceea asta e corect, aveți dreptate, între timp s-a uitat asta. Da, și tocmai de aceea spuneam mai devreme, noi am lansat un set de 10 propuneri, de 10 obiective, pe care l-am numit Decalogul Școlii pe timp de pandemie. Practic, în acel decalog ne-am spus un aspect foarte, foarte important, ce nume formarea profesorilor. Pentru că mulți profesori nu au fost învățați niciodată cum să facă față unei asemenea situații în care ne aflăm acum, și doamna ministru a ieșit astăzi și a spus că au fost formați 94.000 de profesori. Dar e foarte important și cum sunt formați acești profesori. De fapt, ce competențe deprind ei la finalul unui program de formare. Asta e foarte important să vă învățăm. Vedeți că e o problemă cu sunt profesori care sunt mai slabi ca dumneavoastră la internet? E posibil, adică sunt mulți profesori care nu au avut competențe digitale pentru că nu au fost niciodată nevoiți să se confrunte cu asta până acum. Pe de o parte e bine că am ieșit din zona de confort și mai mult de nevoie decât de voie am mers pe direcția aceasta a digitalizării și un lucru foarte, foarte fain mi se pare că în perioada stării de urgență, mulți elevi și învățau profesorii cum să folosească platformele de educație online. Și avea loc, dar nu o spun cu răutate, deci avea loc un proces de învățare bidirecțională și era așa un lucru mutual și o comunicare foarte, foarte tare între elevi și profesori. Deci, acum aflu, va fi o formulă în care sala, jumătate din clasă, jumătate din elevi vor fi în clasă și jumătate acasă, da? Da. Dar asta presupune niște camere de luat vedere. Asta nu costă? Cu siguranță, cu siguranță. Sunt și instalate în săli, nu? În sălile de clasă, acolo unde se predă, ar trebui să fie instalate. Dar aici, uneori, pierdem de vedere un lucru foarte important. În această, din nou, fugă după device-uri, după tablete și așa mai departe, și chiar și în cazul acesta cu transmiterea live a cursurilor, pierdem un aspect foarte important din vedere, și anume faptul că nu avem niște standarde tehnice pentru aceste device-uri, pentru aceste dispozitive. Adică știm de la experți în științele educației că tableta, despre care știm cu toții că ar trebui să fie achiziționată de către statul român, nu reprezintă neapărat un mijloc, cel mai bun mijloc de învățare online. Și cel mai bun mijloc de învățare online este laptopul, de fapt, care se uite pe el să învețe. Interesant, da, așa, da. Și la fel și cu camerele video de transmitere în sala de clasă, pentru că unii
Unii părinți poate, nu unii părinți, pardon, unele școli poate cumpără camere din acelea la 20 de lei, de care aveam acum 10 ani și care nu pot asigura, de fapt, o educație de calitate. Deci camerele acelea îl transmite acasă și elevul stă pe la tabletă, nu la laptop. Da, da. Acum depinde foarte mult și de modul în care sunt predate orele online și de ce e mai bine pentru fiecare elev în parte. Dacă elevul simte că învață mai bine și înțelege mai bine de pe tabletă, e perfect în regulă. Dar dacă simte nevoia să folosească un laptop, atunci e important ca totul să țină cont de aceste recomandări din partea specialiștilor în științele educației. Bun, să ajungem la tablete. Ajung sau nu ajung? Nu, nu. Avem o declarație din partea unui, de fapt, am început cu o declarație din partea unui oficial din Secretariatul General al Guvernului, însă acum avem declarații chiar din partea vicepremierului și din partea primului ministru, care ne-au spus că nu vor ajunge în școli. Ceea ce este din nou absurd, pentru că și aici chiar este un lucru pe care îl știm cu toții, din luna mai și până acum ne-au tot promis că a fost demarat acest proces de achiziție publică și că vor ajunge în școli la începutul anului școlar. Și acum pasează vina de la unii la alții, blamează șefia ONAC, din câte am înțeles, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, că nu s-au descurcat la timp și le cer demiterea. Bun, le cer demiterea pentru că nu se ocupă, dar de ce nu ați făcut asta mai devreme? Adică aveți timp să faceți aceste modificări, deci nu le-ați făcut? Asta e întrebarea noastră. Da, în ce măsură, deci, cunoașteți că sunteți președintele Consiliului Național Elevilor, elevi care chiar n-au bani de tabletă? Cu siguranță, mai ales elevii care provin din medii defavorizate sau din familii care nu, pur și simplu nu au posibilități financiare. Și mai e o altă problemă, că în unele gospodării există un dispozitiv sau două la 4-5 copii și la părinți eventual care fac telemuncă. Adică, pur și simplu, nu e de ajuns, nu sunt de ajuns aceste dispozitive pentru toți copiii din casă. Și atunci ar trebui și sigur, am văzut, tableta trebuie să aibă și cartelă. Da, da, pentru a putea fi conectată la internet. Adică, spuneți. Eu tot n-am înțeles. Bun, admițând că ar fi venit aceste tablete, cum s-ar fi distribuit, nu dumneavoastră, ci unui defavorizat? Adică elevul face cerere, nu... Da, e iar o hârțogăraie, cum era? Da, așa este. Ar fi fost distribuite prin inspectoratele școlare județene, dar din nou, aici, ce vă spuneam la început, ce vă spuneam de cei 250.000 de elevi care nu au acces la internet, analiza Ministerului Educației versus cei 900.000 analiza IRES. Adică Ministerul Educației și Cercetării nu a evaluat corect, de fapt, numărul de elevi care nu au acces la internet. Și de-aia noi am și propus reluarea acestei analize, pentru că și realizarea în mod corect, astfel încât să pornim de la o cifră reală a elevilor care nu au acces la internet și care au nevoie de tablete. Pentru că dacă ne apucăm să facem achiziții așa în pom, fără să avem cifre reale din teritoriu, o să rămânem cu tablete sau o să avem prea puține. Și în acest context, cred că e important să avem o analiză clară a necesarului de tablete în teritoriu și ulterior, da, fiecare elev care are nevoie de acestea să depună o cerere și să primească. Pentru că, din nou, avem legea 109/2020 care spune foarte clar că orice lesă profesor care solicită infrastructură digitală din partea ministerului poate primi. Deci, încă o dată, prin învățământul online, încerc să înțeleg că chiar mă pricep la asta, se înțelege învățământul clasic care se transmite. Nu înseamnă, n-ar trebui la un moment dat învățământul acesta să aibă și o programă proprie, adică la geografie să dai conținut multimedia, sau la istorie, da? Că sunt filme, sunt astea. Deci am înțeles că se înțelege așa. Unii stau în clasă și alții stau acasă. Dar e același lucru, tot se predă, nu e așa? Mai e altă o formulă? Nu, se predă practic fie că vorbim despre învățare online în care profesorul e la școală și elevii acasă, sau învățare online în care profesorul e acasă și elevii acasă. Vorbim despre... Într-adevăr, ai punctat foarte, foarte bine aceste resurse multimedia pe care în sala de clasă, dacă ar fi prima parte bună, în sala de clasă mulți profesori nu le pot prezenta elevilor pentru că nu au infrastructura necesară, nu au videoproiectoare sau altele asemenea în condiții normale. Dar așa, în cazul educației online, sunt foarte multe resurse educaționale alternative, resurse educaționale online, care sunt deschise pentru toată lumea, care pot fi folosite în învățarea online. Cred că ar trebui să fie Da. Adică, iertați-mă, așa ar trebui și eu pledez pentru următorul lucru. Avem o oră de istorie.
Nu putem să învățământul online nu înseamnă că vine numai profesorul la catedră și vorbea ca și până acum. Exact. Dar asta presupune o modificare de programe. Sau o adaptare a stilului de predare. Pentru că e clar că această competență de a transmite informația într-un mod sintetizat și esențializat către elevii care sunt acasă reprezintă o competență pe care nu mulți profesori au, din nou, pentru că nu au fost puși până acum în fața acestei situații. Dar predarea online vine clar cu provocările sale. Dar, din nou, avem resurse educaționale online pe care le putem folosi și care pot fi îmbinate cu metodele de predare folosite în clasă. Adică, practic, eu ca și profesor de istorie, cât ați spus, dacă ar fi să predau o lecție, să spunem că sunt la Revoluția Pașoptistă, de exemplu. Da. Și le vorbesc elevilor despre ce s-a întâmplat Revoluția Pașoptistă și în același timp le arăt concret, cronologic, pe dispozitivul meu electronic, exact cum a decurs. Sau poate chiar și unele izvoare istorice cu datele despre ce s-a întâmplat acolo și mai departe. Adică vorbim despre un potențial imens de a facilita acest proces de învățare. Și până acum se folosea asta la orele de clasă? În puține cazuri, pentru că, din nou, nu în toate clasele, și vă spun un caz concret, profesoarea mea de geografie, care îmi este și dirigintă, își dorea să facă cu noi lecții despre sistemul solar, da, în care se proiecteze pe pereți modul în care se formează planetele și mai departe, dar nu avea infrastructura necesară, nu avea videoproiector, nu avea planșe pe care să ne le arate și îi părea foarte, foarte rău, dar acum în educație pe timp de pandemie a accesat resurse online și le-a arătat direct pe calculator și a mers mult mai ușor. Nu contez că sunt profesori care cu siguranță și-ar dori să folosească aceste instrumente și în sala de clasă în mod obișnuit, dar din nou nu au infrastructura necesară pentru a le transmite. La noastră liceu cum e? Aveți un router cu wireless? Cum e? Avem, din câte știu, un router, dar parola nu este accesibilă pentru elevi. Adică... Păi și cum transmit după camerele de la vedere? Întrebați dacă la momentul de față, nu știu cum stă acum, pentru că nu avem. Sunt niște probleme foarte concrete care încă o dată, pare simplu, dar trebuie să ai un router puternic, nu așa, care să aibă wireless în toată clădirea. Toată școala, da, și care să aibă și viteza necesară pentru a putea să transmită acele lecții în format alternativ, cu siguranță. La momentul de față și trebuie să fiu, nu știu dacă în școala mea sunt disponibile această infrastructură digitală, de fapt, această infrastructură wireless. La finalul lunii martie nu era, de exemplu, dar nu știu dacă între timp s-au făcut sau nu aceste... Credeți că ar fi nevoie de un program, uite, mi-a venit acum, un program de digitalizare așa standard a școlilor românești? Clar. Și simt că se lasă de foarte mult timp așteptat. Avem în legea educației naționale, avem două prevederi foarte importante. Avem biblioteca școlară virtuală și platforma națională de e-learning. Lucruri care, din nou, sunt în legea educației de 9 ani de zile. Până acum nimeni nu s-a ocupat să le facă. Practic, biblioteca școlară virtuală ar trebui să conțină lecții, fiecare lecție din programa din învățământul din România, învățământul universitar din România, ar trebui să conțină aceste lecții care se poate fi redate oricând pentru orice elev. Dar asta nu s-a întâmplat până acum. Legat de digitalizarea uniformă a sistemului educațional din România, ar fi ideal să existe un set de proceduri pe care fiecare școală să le urmeze și acolo unde au nevoie de asistență, pentru că poate situația în școala respectivă nu se potrivește cu acea procedură, să primească asistență din partea Inspectoratului Școlar Județean, pentru că ISJ-urile joacă, practic, sunt organismul descentralizat al Ministerului în teritoriu. Adică ei reprezintă Ministerul Educației în teritoriu, dar au, în multe cazuri, nu își duc la bună îndeplinire rolul sau acea 100 de metri în plus ca să fie bine pentru toată lumea, de teamă să nu își depășească atribuțiile. Mi se pare că sunt un instrument foarte valoros, ISJ-urile, pentru că sunt acei ochi pe care ministerul îi are în teritoriu pentru a lua pulsul lor ori de câte ori este nevoie. Adică tu atunci, la nivel ministerial, când elaborezi o politică sau un act normativ sau orice altceva, cred că e absurd să nu te consulți mai întâi cu inspectoratele școlare județene, care să se fi consultat în prealabil cu actorii din teritoriu. Sunt o fereastră către fiul. Acum, ca să obții autorizație, cum e? Trebuie să-ți dea, nu știu, să ai toaletă și asta. N-ar fi nevoie la un moment dat să-ți dea și autorizație pentru digitalizare? Ba da, ar fi o idee. Ar fi o idee să respecte anumite standarde ale digitalizării, ba da. Și această autorizație să poată fi emisă doar dacă îndeplinește toate standardele necesare. Dar aici apare o altă problemă, de fapt, a înțelegerii importanței educației online. Pentru că pe perioada pandemiei, unii elevi și poate chiar și unii profesori n-au înțeles de fapt că școala online e tot școală la bază, adică are același rol formator.
Și, de fapt, până nu înțelegem și până nu va intra în cultura noastră, de fapt, în cultura organizațională al fiecărei școli în parte, să înțeleagă importanța digitalizării, e puțin probabil să facă pași în această direcție, pentru că totul e în mâinile actorilor locali. Credeți că această perioadă s-a făcut un salt în nevoia de digitalizare la școală? Da. Sau profesorii spun, măi, a trecut, când o să treacă, ne întoarcem iar, nu o să mai fie nevoie de digitalizare? Cred că am simțit cu toții, de fapt, cât de importantă este digitalizarea și, de fapt, de ce nu merge abordarea asta, pentru că unii profesori aveau abordarea asta, că lasă să înveți de aici, că pe internet poți să intri oricând, sau lasă că nu o să ai, nu, de fapt, mergeau pe altă abordare. Dacă nu o să ai acces la internet, când o să ai nevoie să știi cum se face mitoza celulelor. Dar acum, uite că, de exemplu, am avut nevoie de internet, tocmai ca să putem învăța lucrurile de bază pe care ne le transmit profesorii. Așa că e important să nu exclem o variantă sau cealaltă, pentru că niciuna dintre ele nu cred că este sustenabilă de sine stătătoare. Nici învățarea în seara de clasă nu e sustenabilă fără a fi amestecată sau legată de învățarea online. Și nici învățarea online nu poate fi sustenabilă pe de sine stătătoare. Adică nu, învățarea online e clar că nu poate să se substituie învățării în seara de clasă, pentru că acele relații interumane pe care le formez cu profesorul și acea comunicare pe care o formez cu profesorul nu poate fi înlocuită de un aparat. Dumneavoastră, membrii Consiliului, ce sunt? Sunt 100% pentru a merge la școală? Nu m-aș pronunța atât de categoric pe asta, pentru că de aceea am și salutat decizia de centralizări în funcție de contextul local. Ținând cont de rezultatele educației online, tendința noastră ar fi să mergem către educație în format fizic, față în față. Dar doar în măsura în care acest lucru este posibil, respectând normele sanitare. Acolo unde nu este posibil, educația online rămâne singura soluție pentru a avea acces la internet. Dar nu e o soluție de termen lung. Asta e foarte important să ținem minte. Adică nu putem să mergem doar pe educație online. Da, după părerea mea, și telemunca la un moment dat va avea niște efecte psihologice, pentru că să stai tot timpul în casă pare așa frumos, dar la un moment dat nu e. La dumneavoastră ca elev în perioada pandemiei, dumneavoastră și colegii dumneavoastră, ați simțit ce absența colegilor? Ce? Cu siguranță absența colegilor și, de fapt, lipsa aceasta a relațiilor între persoane, fie că sunt colegi, fie că sunt profesori, fie că, în general, și simțul acesta de comunitate, că practic asta este școala și seara de clasă, asta reprezintă o comunitate. Și am simțit cu siguranță lipsa contactului uman, dar am conștientizat, de fapt, importanța pe care o are, de fapt, cât de important este să rămânem sănătoși. Cred că asta a fost cel mai important pentru noi toți. Dar până la urmă, dumneavoastră, predați mai mult pentru aceste măsuri de protecție sanitară. Cu siguranță. Măsuri de protecție sanitară în școală, pentru că în lipsă nu putem începe școala în siguranță. Adică putem... Ce spune acest regulament? Dacă se îmbolnăvește cineva dintr-o clasă, toată clasa nu se merge la școală? Cum toată clasa intră în izolare, da, și dacă există trei cazuri la trei clase distincte, toată școala merge acasă 2 săptămâni. Și face online? Și face online, da, da. Profesorul rămâne și el acasă? Da. Și la fel și în cazul profesorului, în cazul în care un profesor care predă la mai multe clase este, și de fapt care a predat la mai multe clase este depistat pozitiv, la fel școala intră în izolare. Și de unde știți care sunt asimptomatici? Mă trebuie să te îmbolnăvești ca să te prindă, nu-i așa? Da, nu știm, pentru că nu există un program de testare al... Mai prevede ceva regulamentul ăsta în legătură cu bunicii să nu îi mai... Să putem mască, cum e? Din ce am înțeles din declarațiile miniștrilor de astăzi, pentru elevii care fac parte din grupe de risc sau pentru cei care au în familia apropiată care locuiesc membrii din grupe de risc, vor putea să opteze pentru educație online. Dar oricum, elevii, conform statutului elevului, elevii cu dizabilități sau care au afecțiuni medicale, au dreptul să aibă parte de educație la distanță, la domiciliu sau în centre de asistență medicală specializată. Asta spune legea. Acum rămâne de văzut cum se va implementa în școli. Asta e foarte important. Spuneți în acest comunicat că la alegeri cât vor fi scoase școlile din circuit? Nu vor fi scoase din circuit, din ce știm la momentul de față. Adică și cum, dacă e duminica a doua zi, cum te să ocupărețe?
Ce spuneți? Da, noi am spus că trebuie să fie igienizate, clar, pentru că știm cu toții că aproape toate școlile sunt secții de votare, dacă nu chiar toate școlile, și pe liste de votare în centrele urbane mari sunt poate peste 1000 de persoane. Și acest flux imens de oameni spune că nu votează, spune că votează 400 de persoane. Dar să treacă 400 de persoane prin școală, 400 de persoane străine prin școală și pe la secția de votare și pe la urmă și mai departe, prezintă un risc de infectare ulterioară foarte mare pentru elevi. Din acest motiv am solicitat o igienizare serioasă a școlilor după alegerile locale, pentru că altfel există un factor de risc în plus până la urmă. Am înțeles, a fost la Ministerul, o comisie de dialog social unde sunteți, faceți parte dumneavoastră, ați avut ședință acum, da? Da, a avut loc ieri o ședință a Comisiei de Dialog Social și am transmis către Ministerul Educației și Cercetării și vom transmite în continuare propunerile noastre pentru modificarea regulamentului cadru de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar. Practic, modul în care funcționează toate școlile din România, pentru că trebuie să fie adaptat la contextul actual, să prevadă posibilitatea de a trece la învățare mediu online și așa mai departe, să fie trecută în legislație. În interiorul Consiliului sunt opțiuni politice? Adică Nu. Atunci când candidezi pentru orice funcție din Consiliul Elevilor, fie că este președinte de Consiliul Școlar al Elevilor sau... Nu, dar așa chibițăreală este în sine, că sunteți români. Nu. Nu aloc astfel de lucruri, pentru că vă spuneam că atunci când intrăm în Consiliul Elevilor, semnăm o declarație de neapartenență politică. Practic declarăm că de-a lungul întregului mandat, nu vom fi afiliați. Spuneți-mi din acest contact care l-ați avut cu autoritățile, cu care este slăbiciunea sistemului de stat în România, din punctul ăsta al tinerilor? Faptul că autoritățile mereu pretind că știu ei mai bine. Și că asta e interesant, da? Vă rog, spuneți. Nu vor niciodată să asculte ce au de spus cei din jur, adică reprezentanții noștri. Până la urmă, orice într-o funcție publică este reprezentantul poporului, dacă e să luăm logic, fie că e primar, fie că e președintele României. Și ce e trist este că nu avem această cultură, de fapt, a participării și a consultării cetățenilor și implicarea lor activă în procesul decizional. Pentru că și în școală, de exemplu, când unii reprezentanți aleg să se implice în procesele decizionale din școală, îi se spune, dar ce vrei tu? Sau ce cauți tu aici? Sau ce treabă ai tu? Pentru că, din nou, nu avem această cultură a consultării beneficiarilor în școală. Și nu numai în școală, în general, în toate sistemele din România. Oamenii din funcții cheie tind să nu se mai uite și în jos, să vadă de fapt ce vor oamenii care iau... E foarte interesant observația asta. Deci, omul când ajunge șef, primar, le știe pe toate, da? Cam dar de ce? Vine dintr-o trăsătură românească, dintr-o lipsă de educație? De ce nu dialoghează? Că până la urmă e bine să întreb pe toți. Și eu v-aș întreba pe noastră, chiar dacă sunteți tânăr, nu știu. Și când înainte a luat o decizie, nu e cu cât sunt mai mulți întrebați, cu atâta decizia poate să fie mai bună. De ce românii, șefii, le știu pe toate? Pentru că nu avem această cultură civică, adică ea se face undeva, materia cultură civică efectivă apare undeva în programa de clasa 7-a și e făcută fugitiv, așa, învățăm ce e familia, ce e societatea și cam atât. Dar de fapt nu avem cultura aceasta a participării civice, pentru că nu trebuie să vină unidirecțional doar din partea primăriei, primarul, că sunt și cazuri, sunt și autorități publice, sunt primari sau aleși care... fac consultări și încearcă să meargă către populație, dar la care populația în unele cazuri nu răspunde, pentru că nu avem această cultură a participării. Nu suntem obișnuiți, noi ca și cetățeni de rând, să tragem la răspundere autoritățile când vedem că o iau așa pe diferite rute care nu sunt tocmai în regulă. E și datoria noastră să fim activi și să fim implicați în societate și în comunitățile noastre și atunci când se zicem de rapaj, este să-i tragem de urechi, pentru că noi am ales acolo, cu dreptul nostru de vot și au responsabilitatea de a ne consulta până la urmă, în calitate de cetățeni. Votați anul ăsta la locale? Cu siguranță, cu siguranță. Sunteți, aveți 18 ani, deja sunteți. Da. Și spuneți că nu veți intra în politică? Nu, la momentul de față nu mă gândesc să intru în politică.
Îmi doresc foarte mult să sunt foarte entuziasmat pentru anul acesta, că simt că voi învăța foarte multe și pentru și pentru BAC și voi deprinde diferite competențe și pentru facultate sunt foarte entuziasmat. De-abia aștept să descoper cât mai multe lucruri și să învăț Am cât mai multe înțeles că lucruri. nu la privat, ci la civil, cum zic eu. Da, la stat, la stat mi-aș dori. În România. Da, în România cel mai probabil, cel mai probabil, la relații internaționale sau la drept sau la sociologie. Îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii. Am înțeles, sunteți buni. Eu vă mulțumesc că ați bate la mine într-o felul de gonguri. Mulțumesc, sunt încântat de noastră și am văzut unii telespectatori care sunt așa mai în vârstă. Nu cred. Eu cred, sunteți foarte buni. Cred că o să face. Dacă ați intra în politică generația noastră și toți ar fi ca noastră, chiar că s-ar schimba ceva. Și foarte interesant această idee a lipsei de dialog. Adică, de fapt, sunt foarte multe mentalități, nu erau comuniste, sunt mentalități autoritariste, nu, de fapt nu comuniste. La șefi, spuneți dumneavoastră, când vrei Da. să stai de vorbă, zice, lasă că eu sunt, le știu pe toate, da? Am așa ceva, da. Eu vă mulțumesc și o să vă urmăresc cariera. Mulțumesc, stimați telespectatori. Mulțumesc, la revedere!